În Grecia, la Salonica, au avut loc luptele din campionatul mondial de karate Kyokushin, unde delegația României a participat cu un număr de 9 sportivi, printre care și giurgiuveanul Cătălin Mocanu, legitimat la CS Nova Force. Luptătorul în vârstă de 20 de ani a fost eliminat după al doilea meci. Primul meci împotriva unui grec, însă s-a terminat destul de repede, am reușit să-l fac ipon. Iar în al doilea meci, împotriva unui britanic, egal după prima repriză, arbitrii au decis că a fost egal și după a doua repriză și fiind mai ușor, a câștigat la cântar. A participat la categoria minus 80 de kilograme. Ca să cucerească aurul, Mocanu ar fi trebuit să lupte încă două partide, dar s-a ales cu experiența. Am căpătat experiență, fiind un concurs foarte puternic și internațional. Am câștigat respectul multor persoane, datorită meciurilor bune pe care le-am făcut acolo. Și este un pas înainte, părerea mea. Următoarea competiție importantă este Cupa României la Karate Kyokushin, care va avea loc la sfârșitul săptămânii în București. Un antrenament foarte bun pentru competiția de pe 28 martie de la Sala Agronomiei, unde va fi un concurs cel puțin la fel de puternic și vor participa toți sportivii de elită ai României. Cupa României la Kyokushin se anunță a fi peste 200 de sportivi, ceea ce a mai fost de ani de zile în România. Giurgiu va participa cu un număr mare de sportivi la această competiție, dintre care 15 vor purta sigla CS Nova Force.